Mă bucur pentru toți tinerii care au ales în seara aceasta, deși probabil că ar fi avut alte alternative mai atrăgătoare, să vină să caute pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur de tinerii care au slujit în seara aceasta și de toți care, într-o formă sau alta, simt chemarea lui Dumnezeu. Se spune că unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, un tinerel, auzisem cândva că Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, avea 17 ani când l-a chemat Iisus să-i vină ucenic. Câți de aici au peste 17 ani, pot să gândească că s-ar putea, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi trăit astăzi, să-i fi chemat Domnul ca ucenici. Și unul dintre ucenicii aceștia a venit la Domnul într-o zi și a întrebat, asta o știu de la Vumbrand, Doamne, explică-mi și mie cum e aia deșertăciunea deșertăciunilor și goană de pământ. Totul este deșertăciune. Și Domnul a zis, întrebarea asta necesită un pic de timp de discuție. Știi că sunt întrebări la care poți să dea răspunsul repede, da, nu, poate. Dar există întrebări la care ai nevoie să știi mai multe ca să poți primi, să înțelegi răspunsul. Și Domnul a zis, lasă pe mai târziu. Și într-o zi, și-a făcut Domnul timp, l-a invitat pe tânărul acela, hai să mergem într-o plimbare. Nu credeți că Iisus ar fi plimbat cu ucenicii? Am citit chiar acum zile trecute în Evanghelie, când Domnul zice Biblia că i-a selit pe ucenici să se urce într-o corabie, să meargă pe apă mare. Alte ori, zice, i-a chemat și a zis, haideți cu mine într-o corabie și odihniți-vă puțin, că nu mai aveau timp să odihnească. Și se spune că Domnul Iisus Hristos a plecat cu tânărul acesta în călătorie și știu că vă plac poveștile, văd că și la copiii mei le plac. Tot copii suntem. Și după ce trec ani, rămâne ceva din copilărie în noi. Și am ajuns undeva într-o pădure, trecuse timp, li se făcuse sete. Și de la marginea pădurii se vedea jos într-o vale un sătuc. Și Mântuitorul i-a zis ucenicului, du-te, te rog și adu-mi un ulcior cu apă. Mi-e foarte sete. Ești mai tânăr, poți să fugi să mi-l aduci. Tânărul a plecat și a bătut la prima poartă. Spre surprinderea lui, a ieșit la poartă o fată foarte frumoasă, cu un glas ca niște clopoței. Băieți, înțeleg despre ce zic. Și băiatul a uitat ce-i trebuie, a început să intre în vorbă cu fata, au schimbat mai multe discuții, s-au împrietenit și s-a înserat. Au venit părinții acasă, sau tata de la lucru, tatăl fetei, și au găsit în seara aceea un loc unde să poposească în sat, să doarmă, să odihnească. A doua zi, din nou băiatul pe la fată, se făcă curte. Tatăl fetei fiind un om înstărit, bogat, avea pământul, lua cu el la lucru, îl trimitea la câmp, la coasă și așa mai departe. În final au hotărât să se căsătorească cei doi. S-au căsătorit, tatăl le-a dat o parte din terenurile lui acestui tânăr. Tânărul și-a plantat o livadă, și-a făcut casă, i s-au născut doi copii. Au trecut așa vreo 27 de ani. După 27 de ani, a venit o inundație mare peste terenul acela și apa de pe munți a măturat satul, localitatea în care se așezase el. I-a doluat și casa, i-a luat și soția și copiii și a rămas el singur, s-a salvat. Stătea acum la marginea urmelor ce mai rămăsese din satul respectiv și trăia remușcări și durerea pierderii și a venit Mântuitorul și l-a bătut pe umăr. Și a zis, prietene, mi-a dus ulciorul cu apă. Și tânărul s-a trezit dintr-o dată ca dintr-un vis. Se întoarce într-o zi și când îl vede pe Domnul, zice, Doamne, Tu de 27 de ani mă aștept să-ți aduc ulciorul cu apă. Și Domnul zice, fii liniștit, pentru mine n-au trecut decât 5 minute.
Am vrut doar să-ți arăt ce înseamnă deșertăciunea deșertăciunilor și goană de pământ. Totul este deșertăciune. Eu nu știu ce idealuri ți-ai propus în viață. Fiecare dintre noi avem impresia că vom putea cumva să despicăm lumea asta în două. Amintesc de visele mele tinerești. Visam să câștig premiul Nobel. Așa. Ne creăm cine știe ce idealuri în viața aceasta. Și mai devreme sau mai târziu vom constata ceea ce spunea și Ecclesiastes. Totul este deșertăciune. Nu există nimic trainic sub soare. Cel mai statornic lucru de pe pământ, spunea cineva, e nestatornicia. Un joc de cuvinte. De asta este adevărul. Totul trece și totul pierde. Probabil că sunteți curioși, după cum am înțeles că ați fost lăsați în suspans referitor la titlul mesajului meu din această seară. Am un gând să vorbim despre un lucru care, atunci când Pavel a vorbit despre asta, zice Biblia că împăratul care l-asculta, îngrozit, a zis, predică-ne altă dată asta. Sper să nu vă pierd pe drum. Să nu spuneți și voi ca și lui Felix, altă dată lui Pavel. Du-te, uste, ascultă altă dată. Zice Biblia că Pavel a început să-i predice lui Felix despre neprionire, înfrânare și judecata viitoare. Eu l-am luat pe cel din mijloc. Înfrânarea poftului, cum zice în Galateni, sau stăpânirea de sine, cum este numită în cartea Proverbelor. Pentru că dacă stăm să ne uităm la noi înșine, putem să recunoaștem că nu suntem altceva decât un ghem de pofte, de dorinți, care ard tot timpul în noi. Constat atât din mărturisiri, cât și din experiențele de pe teren, că ducem o viață de înfrânți, că nu suntem capabili să ne stăpânim poftele și dorințele. Un procent înfricoșător dintre tineri se masturbează. Foarte mulți tineri consumă pornografie. Foarte mulți tineri fumează. Și nu numai tineri, dar acum, pentru că este seara de tineri, vorbesc despre. Și cădem în diferite patim din acestea care pun stăpânire peste trupurile noastre. Și într-o astfel de vreme trebuie să vă spun că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca tineri care beneficiem de învățăturile lui Dumnezeu din Scriptură, ar trebui să dobândim stăpânirea asupra trupului nostru. Iată ce spune în Proverbe, capitolul 5, versetul 23. Nu știu cum priviți în seara aceasta, mie îmi place un titlu frumos. Cred că aș fi cel mai fericit dacă într-o zi aș putea să știu că Dumnezeu mi-l dă. Eu încerc să mi-l iau singur, dar e una când îți iei tu singur titlul acesta și alta este când ți-l dă Dumnezeu. În Proverbe 9, versetul 30, Biblia despre înțelepciune, că și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cred că n-ar fi o onoare mai mare decât să fiu numită o slujnică a înțelepciunii. Ei, în Proverbe 5, versetul 23, unde probabil ați deschis Sfânta Scriptură dacă o aveți la voi, zice aici Solomon, el va muri din lipsă de înfrânare. Se va potigni din prea multa lui nebunie. Fugim de o travă, fugim de cancer, diabet, boli care ne provoacă sfârșitul. Și dacă cumva cineva aude că este bolnav, ar fi gata să dea toată averea lui, numai să mă tămăduiască. Vreau să spun astăzi o boală care ne omoară. Și asta este nestăpânirea de sine. Neînfrânarea poftelor, cum o numea aici Solomon.
capitolul 7 din Proverbe, că tot aveți aici Biblia deschisă. Zice versetul 22. Despre un tânăr care deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce unde? La măcelărie. Auzi? Te toacă poftele. Ca un cerc care aleargă repede spre cursă. Versetul 26. Că ce a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis. Ea, e vorba de femeia adulteră, femeia stricată care provoacă un tânăr la păcat aici. Și cine dă buzna spre o astfel de ofertă, ce Biblia este ca și cum ai merge la măcelărie. Ca unul care urmează să fie omorât, să se aducă jertfă, că a făcut să cadă multe jertfe. Te jertfești pe tine însuți. Oricum, totul este de șertăciune, cum ziceam. Măcar în mijlocul acestei deșertăciuni avem o șansă. E ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Păi dacă așa e deșertăciune, măcar să rămână ceva frumos în urma mea. Și ca să poți să trăiești frumos viața aici pe pământ, unul dintre lucrurile care mi se cer este să ajung să obțin stăpânirea asupra mea însumi. Întreba un gânditor, mi se pare ceh, ceoslovac era, cum ai nebunia să crezi că Dumnezeu într-o zi te va pune să stăpânești peste regatele Lui, peste împărățile lumii, dacă astăzi nu ești în stare să stăpânești un regat așa de mic, adică pe tine însuți? Știi ce menire avem noi? Ieri vorbisem la Beteza despre promisiunea lui Dumnezeu, făgăduințele de viitor al Dumnezeu. Noi vom judeca lumea. Vom judeca pe îngeri, vom stăpâni peste națiunile pământului, toate popoarele vor fi sub stăpânirea bisericii ale lui Hristos, că așa zice Apocalipsa 11, mi se pare acolo, versetul 15. La trâmbița a șaptea s-a auzit un glas care zicea: împărățiile lumii au trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. A venit vremea să aruncau cei 24 de bătrâni înaintea Lui și cântau mai departe și ziceau: îți mulțumim, Doamne, că ai venit vremea să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele Tău. Cum îi va răsplăti Dumnezeu? Așezându-i pe un scaun de domnie împreună cu împărații, cum zice Biblia, că așa cum Tatăl mi-a dat mie să șad cu El pe scaunul de domnie, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie pe Cel ce va birui. Cum am nebunia eu să cred că într-o zi Dumnezeu mă va pune să conduc lumea asta? Va da cârmuirea 5 cetăți, a 10 cetăți, dacă eu nu sunt în stare să mă stăpânesc pe mine însă. Dacă nu reușesc să-mi supun propriile mele dorințe și pofte și gânduri. Iată ce citim, de exemplu, în Iov, în capitolul 31, pe mine mă marchează când citesc despre acest om neprănit, care trebuie să fie un model pentru orice credincios. Prin afirmațiile pe care le face în capitolul 31, dacă aveți timp să-l parcurgeți acasă, veți vedea calitățile ale acestui bărbat care ne lipsesc nouă astăzi. Dar acum citesc versetul 29 și versetul 30. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, bucuria este un sentiment. Adică Iov zice, știi ce? Eu mi-am pus sentimentele sub stăpânire. Care dintre voi, să zicem, ești la școală și cineva îți aruncă o vorbă de ocară, te bat jocorește, își bate joc într-un fel de tine, chiar te face de râs. Și după aceea vine profesorul și îl ascultă și îl trimite la locul 1-3. Care dintre voi are puterea să nu se bucure în momentul ăla? Te-a răspătit Dumnezeu, te-a pedepsit Dumnezeu, trufașule. Mă duc aminte că un frate, unul din biserică, suferise din partea unui alt frate. Și săptămâna următoare, fratele acela care îl făcuse pe primul să sufere, căzuse de pe schelă și se accidentase rău. Fratele păstor, care știa de neînțelegerea dintre ei, l-a sunat pe primul și zice: ai grijă să nu savurezi momentul ăsta.
Pentru că așa scrie Biblia în Proverbe, să nu te bucuri de căderea vrăjmașului tău, că s-ar putea ca Dumnezeu, văzând asta, să nu-i placă. Și să-și întoarcă mânia de la el asupra ta. Care dintre voi are puterea să stăpânească sentimentele, lumea aceasta a emoțiilor? Nu m-am bucurat. Deși dușmanul meu, vrăjmașul meu, a ajuns în nenorocire. N-am gustat asta cu bucurie. Mai departe, versetul 30. Eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, nu i-am dat voie limbii să păcătuiască. Păi zicea Iacov că dacă cineva reușește să stăpânească limba, este un om desăvârșit, pentru că este cel mai greu dintre mădulare de stăpânit. Și Iov zice, limba mea, i-am pus cinci puternice încât nu i-am dat voie să păcătuiască. Ochii. Am făcut legământ cu ochii mei, am făcut contract cu ochii mei să nu se oprească, să nu se zăbovească asupra unei fete. De mi-a urmat inima ochii, zice versetul 7 aici, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele și așa mai departe. Atunci nevastă mea să fie batjocorită de altul și așa mai departe, să fie necinstită și să macine pentru altul. N-am lăsat inima să meargă încotro vrea, n-am lăsat ochii, n-am lăsat limba. Mi-am pus stăpânirea asupra trupului meu. Cine nu este stăpân pe sine, zice Solomon, este ca și o cetate surpată și fără ziduri. Adică ce rămâne în urma unei înfrângeri? Când venea o armată și ca să-și dovedească victoria, după ce intrau într-o cetate, îi dărâmau zidurile. Romanii, când au intrat în Ierusalim, după ce l-au cucerit, au arat terenul respectiv ca să știe sigur că au fost înfrânți pentru totdeauna, că i-au umilit prin asta. Dacă vreunul dintre noi nu este stăpân pe sine, este dovada că a fost înfrânt umilitor de diavol. Și atunci, după ce am zis că v-am provocat prin gândul acesta să vorbim despre înfrânare, despre stăpânirea de sine, mi-am pus întrebarea, cum pot eu să mă stăpânesc pe mine însumi? De unde pot să obțin eu forța și puterea să rezist acestui puhoi de dorințe care se nasc în ordine lăuntrul meu, care ard în carnea mea? Primul lucru pe care l-am observat din Scriptură, de la oamenii lui Dumnezeu, că ne sunt exemple, vrednice de urmat în această privință, care au trăit în aceeași condiție ca și noi. Și nu credeți că lumea și generația voastră e nouă. Diavolul a fost de la început, de la Adam. Și omul a rămas carne păcătoasă, cum a zis Dumnezeu, de la creație, de când a căzut în păcat și până la ultimul om. Toți carne suntem. Că noi vorbim la telefon și ei vorbeau unul către altul. Că noi avem ceasul și ne cronometrăm timpul și ei se luau după umbra lăsată de un băț de soare, printr-un băț vertical. Chiar avem la școală un asemenea ceas din secolul al XVIII-lea. Că aveau alt mod de a construi scaunele sau îmbrăcămintea, că altfel își construiau casa, dar din punct de vedere moral și a slăbiciunii în fața păcatului și a dorințelor, suntem la fel. N-am evoluat cu nimic. Ba încă din potrivă. Biblia spune că, Psalmul 78, voi vesti înțelepciunea vremurilor străvechi. Încep să-mi pun întrebări dacă nu cumva străbunii noștri au fost mult mai înțelepți decât noi. Și pe măsură ce înaintăm în istorie ne îndobitocim tot mai mult. Dar asta este un alt subiect asupra căruia nu am de gând să zăbovesc în această dupămasă, în această seară. Uitându-mă, cum ziceam, la exemplele Sfintelor Scripturi de unde sunt chemat să învăț, am observat că pentru a putea rezista în fața poftelor și a dorințelor și a putea să mi le stăpânesc, trebuie să existe undeva în inima mea, mintea mea, niște valori mai mari pentru care să mi se merite refuzul. M-am uitat la toți oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, ia să vedeți, evrei, de exemplu, capitolul 11. Versetul 24, e vorba aici de Moise.
Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. El socotea o cara cu lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Avea ceva pentru care merita să piardă asta. Dacă eu reușesc prin ochii credinței, că mântuirea este prin credință de la întemeierea lumii, așa a fost socotit Avram prin credință, așa a fost Abel socotit neprionit prin credință, așa a fost Enoch socotit neprionit prin credință, și cel neprionit va trăi prin credință, spunea Domnul. Dacă mântuirea se dă prin credință, prin credință eu constat că Dumnezeu are lucruri mai valoroase pentru mine decât plăcile de o clipă ale păcatului. Și astfel că credința funcționează, zice Pavel, ca și un scut care poate să stingă orice săgeată arzătoare a celui rău. Mergi la servici și cineva îți propune vreo afacere în care nu e totul curat. Și după aceea iau și îți citesc Sfânta Scriptură, capitolul 9 din Evrei, că tot aveți aici Biblia deschisă, versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Pe mine mă așteaptă niște bunuri viitoare. Mă las fascinat de lumea aceasta promisă de Dumnezeu, zice în Evrei, capitolul 2, versetul 5-6, pe acolo, că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim, dar cui? Mie și ție. Vine vremea în care Dumnezeu îmi va supune toate lucrurile mie. Când mă gândesc la aceste bogății nebănuite al lui Dumnezeu, îmi zic, ce să se merite? Deșertăciunea, deșertăciunea, și dacă mi-ai dat $1 miliard, e deșertăciunea, deșertăciunea, tot se spală. Față de făgăduințele lui Dumnezeu. Când am credință în ceea ce îmi spune Dumnezeu aici în Sfânta Scriptură, orice săgeată, cât de arzătoare ar fi dorința și pofta de moment, se stinge în scutul ăsta. Se topește. Ați încercat? Noi am trăit și am mai fost și la țară și am trăit în România într-un mediu mai primitiv cu sobele acelea cu plită. Păi veneam de la zăpadă acasă și scuturam mâinile de zăpadă pe plita aceea. Se vedea acolo, îngheța plita pentru că au căzut câțiva stropi de zăpadă acolo. S-au dus. Dacă pui un strop de apă rece într-o oală care clocotește, îngheață apa din oală? Păi cam așa sunt ispitele diavolului, dragilor. Ca niște fulgi de zăpadă, niște picuri de apă rece. Dar dacă inima mea arde de dorurile după împărăția lui Dumnezeu, dacă mă las purtat în făgăduințele Creatorului, dacă stau și mă îmbat, cum zice Pavel, la un moment dat mă desfătez în făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu, păi suferințele din vreme de acum, zice Pavel, n-are rost să le pun pe cântare alături de slavă viitoare. Se topește toate astea, se topește față de temperatura ureasă a făgăduințelor lui Dumnezeu pentru mine. Deci, în primul rând, ca să pot să mă stăpânesc pe mine, am nevoie de niște valori mai mari pentru care să merite pierderea. Pentru că, la urmă, urmei, este o pierdere. Vorba Mântuitorului, cine își urăște viața să o va pierde, cine își o pierde pentru mine o va câștiga. Adică pierzi. Așa ești considerat dacă încerci să trăiești neprionirea, că ai pierdut ocazii. Fie să devii bogat, fie să guști din plăcerile de acum, fie să devii cineva. Ai pierdut. Dar zice Pavel, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, adică nu mai are nicio valoare. Oricum le-aș fi aruncat la urmă. Să știți că toate lucrurile astea cu care ne amăgește diavolul, dacă ne-ar da Dumnezeu ocazia să vedem, fără să fim morbiți de pofte și de dorințe, le-am socotit ca un gunoi. Și oricum, spre bătrânețe, cum zice Solomon, totul e deșertăciune. M-a apucat deznădejde, 1000 de femei și-a permis. Bogat a ajuns ca nimeni altul. Împărat peste împărat. Și cei, când a ajuns bătrân, a zis, mi-e scârbă de toate astea, greață de tot ce am făcut în viață. Totul este deșertăciune și goană de pământ. Și a meritat să-ți urățești viața pentru astea.
Trebuie să existe ceva care să valoreze mai mult în ochii tăi. Citim în Judecători o pildă, îmi place mult acest exemplu dat de Iotam în Judecător capitolul 9. Zice Iotam aici că, versetul 8, copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Și au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul meu care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis smochinului, vină tu și împărățește peste noi. Și smochinul a zis, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis, vino viței, vino tu și domnește peste noi. Și a zis, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și în final i-au spus spinelui, vino tu. Și spinelul a zis, bine, eu vin. Ce au avut ceilalți față de spin? Știi ce a zis mochinul? Eu să împărăsesc dulceața mea, eu am ceva mai valoros decât funcția de rege peste copaci și păduri. Eu am dulceața dată de Dumnezeu. Măslinul a zis, eu să împărăsesc un de lemnul meu valoros ca să mă duc să devin rege. Deci că n-a fost chiar o provocare simplă să fii rege peste copaci. Dar spinul, pentru că nu avea nimic, a zis, bine, eu vin. Știți de ce cedăm noi în fața dorințelor? Nu avem alte valori. Păi măcar mâine vom muri să mâncăm și să bem. Să ne împlinim trupul. Dar în momentul în care inima ta este hrănită din alte valori mai mari, care nu pot fi gustate decât prin credință, de aceea fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, și nu putem vorbi despre o viață duhovnicească, o viață religioasă, o viață de copii al lui Dumnezeu, fără credință. Dumnezeu a hotărât de la creație că așa va mântui lumea, prin credință. Că asta va fi relația dintre El și omenire, prin credință, până la vremea când vom vedea față în față. Până atunci, totul între mine și Dumnezeu se derulează pe bază de credință. Și dacă aceste valori pe care mi le spune Sfânta Scriptură le-am gustat prin ochii credinței, pot să mă stăpânesc pe mine însumi. Al doilea lucru care cred că influențează foarte mult stăpânirea de sine însuși. Știi? De exemplu, adaug la primul punct. Cineva te provoacă să te enervezi. Mai ca profesor, am o grămadă de elevi. Și atunci ăsta și cumpănesc. Nu ai timp atunci. Dacă ai cumpănit până atunci, ai fost echilibrat. Merită să strici reputația de om cumpătat, de om calculat, pentru un nemernic care îți calcă nervii. Deci dacă ai niște valori mai mari, aceste valori te vor ajuta să te stăpânești pe tine însuți. Așa că verificați-vă visteria. Că zice Biblia despre înțelepciune, că dacă o vom căuta și vom umbla după ea ca după o comoară, zice Biblia că ea ne va umple visteriile. Câte comori ai în visteria ta? Nu avem timp acum să studiem Cartea Proverbelor, veți vedea acolo ce zice Solomon. Mai bine asta decât cealaltă, mai bine asta decât cealaltă, mai bine asta decât cealaltă. Dacă faci un studiu acolo, pe Cartea Proverbelor, vei vedea câte valori pe care nici măcar nu le prețuim are Dumnezeu pentru noi sau pe care Dumnezeu le consideră valori și care în ochii noștri nu prețuiesc mare lucru. Trecem la al doilea lucru, care cred că ne influențează foarte mult stăpânirea de sine. Proverbe 6 cu 24. Și 23.
Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele, aceste îndemnuri, sfaturi, învățături, te vor feri de femeia stricată, de limba demnitoare a celei străine. La fel în capitolul 7. Versetul 2, ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Versetul 5, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Cum adică, Solomon? Adică dacă eu ascult învățăturile tale, eu scap de femeia stricată? Da. Dar poate o întâlnesc la colțul de stradă. Da, dar eu am niște învățături care au pus stăpânire pe mintea mea, m-au făcut să gândesc într-un anumit fel și nu mai cad ca și tânărul de aici să mă duc la măcelărie. Pentru că învățătura este ca și un semafor. Face să se aprindă ca un semafor în mintea mea. Vezi că e roșu aici. Te face să deosebești ce bine de ce rău. Să vezi acel la urmă despre care citim în capitolul 5 din Proverbe. Psalmul 119, versetul 92, face aici o mărturisire Ezra, care mie mi-a dat multe bătăi de cap. Zice el așa, dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Adică ce-i omul decât un ticălos? Da. Și o să ajungi să pieri în ticăloșia ta dacă nu faci din legea lui Dumnezeu desfătarea inimii tale. Dacă n-aș fi luat această lege să o citesc, să mă gândesc la ea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Ticăloșia este înscrisă în genetica ființei tale. Ești ticăloș prin structura ta genetică, dacă vrei. Dar iau învățăturile acestea și astea mă feresc să nu mor în ticăloșia asta mea. Și eu am fost născut din nou și totuși sunt la fel de ispitibil ca și un om din lume. De aceea zicea Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, nu mai puteți să faceți tot ce voiți. Adică eu vreau să fac ceva ce nu mai am voie să fac. Da. Trăi mai departe în firea pământească, în trupul acesta, care este ispitit. Dar pentru că fac din legea lui Dumnezeu desfătarea mea, eu nu pierd în această ticăloșie, nu sunt dobărât de aceste dorințe care zac pe fundamentul ființei mele, ci trec peste ele, le biruiesc, pentru că am făcut din învățăturile Domnului o desfătare pentru inima mea. Știu dacă v-ați gândit vreodată la Esau și Iacov, la momentul în care Esau își vinde dreptul de întâi născut pentru ciorbă, în timp ce Iacov cumpără dreptul de întâi născut pentru ciorba cea de linte. M-am gândit de multe ori, dar de unde a știut Iacov că dreptul de întâi născut valorează mai mult decât ciorba de linte și merită schimbul ăsta? Și de ce Esau n-a știut că dreptul de întâi născut este mult mai valoros decât ciorba care este în față? Știți că mai pe urmă, zice Evrei, capitolul 12, Esau a cerut-o cu lacrimi și n-a mai putut să schimbe hotărârea tatălui său? Și n-a mai fost primit, măcar că a plâns și a strigat de durere. Tată, binecuvintează-mă și pe mine, n-ai decât această binecuvântare, fă ceva și pentru mine. Cum de Esau n-a știut? Și mi-a trebuit să ții atenția asupra unui adevăr. Zicea Vombran că cine vrea să fie predicator trebuie să aibă grijă ce soție și ea. Atenție la tinerii care nu sunt căsătoriți și vor să fie predicatori. Pentru că dacă și au o soție bună, o să-l ajute foarte mult. Și mi-a trebuit atenția asupra unui adevăr. Zice Biblia că în capitolul 21 din Genesa, asta l-am mai spus aici în Irlanda la alte biserici, dacă e cineva de la alte biserică și a auzit asta, rog să îngăduie să fac parte de acest beneficiu
duhovnicești și celor care nu l-au auzit. Genesa 21, versetul 5. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. La 100 de ani a avut ca și copil pe Isaac, singurul din Sara. Și acum revenim la capitolul 25, versetul 7. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram a trăit 175 de ani. Câți ani avea Isaac când a murit Avram? 75, dacă s-a născut când Avram avea 100 de ani. Facem matematică un pic. Să vedeți că matematica este bună. De fapt, Dumnezeu este matematician, să știți. Nu am timp să vă dovedesc acum, dar să știți asta de la un profesor de matematică. Dumnezeu este matematician. Așa. Deci, Isaac avea 75 de ani când i-a murit tatăl. Și citim acum versetul 26. La nașterea lui Esau și Iacov, cei doi frați gemeni, a ieșit și fratele său care ținea cu mâna de călcâu pe Esau, e vorba de Iacov, și de aceea i-a pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Deci Avram nu murise încă. Avram avea numai 160 de ani, Avram a mai trăit încă 15 ani. Știți ce concluzie tragem din aceste texte? Iacov și Esau a avut harul extraordinar să-l prindă 15 ani pe Avram în viață. Dumnezeu le-a dat șansa 15 ani să stea lângă tatăl tuturor credincioșilor, cel din care s-a născut credința, dacă vreți. Și acum zice textul de aici, înainte de a spune că Esau și-a vândut binecuvântarea, dreptul de întâi născut și Iacov a cumpărat-o, spune că Iacov era un om care îi plăcea să petreacă mai mult în corturi, în timp ce Esau își petrecea mare parte din timp pe câmp. Aha! Aici ai învățat Iacov, pe lângă Avram, 15 ani, ți-a plăcut să stai lângă Avram, să înveți de la el. Aici ai învățat că dreptul de întâi născut e mai valoros decât ciorba de linte. Da, aici mi-a spus bătrânul Avram că Dumnezeu l-a chemat dintre toate neamurile pământului, că din el vrea să facă o împărăție, un popor de sfinți prin care să aducă Dumnezeu mântuirea în lume. Mi-a vorbit despre Hristos care va veni pe pământ, că Avram a văzut ziua mea, zicea Mântuitorul, a săltat de bucurie când m-a văzut și a spus despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. I-a spus despre momentul în care Dumnezeu a purtat de grijă când l-a dus ca jertfă pe Isaac. Câte experiențe nu au fi împărtășit Avram lui Iacov, pentru că a stat lângă el să învețe. Și cât a pierdut Esau, că lui plăcea mai mult la câmp. Păi dacă stați toată ziua pe internet și vă pierdeți timpul cu toți tineri de vârsta voastră din lume care hrănesc mintea din pornografie, din glume și din tot felul de prostii din filme, nu vă mirați că stați, că cădeți ca niște victime în fața poftelor. Așa a căzut Esau, după aia a plâns cu amar, dar nu mai putut să schimbe hotărârea tatălui său. Pentru că deja în mintea lui fusese mult afectată, devenise, cum zice Biblia, curvar și lumesc. În timp ce Iacov a stat pe lângă Avram și a învățat de la el, iată deci al doilea lucru, învățătura este cea care mă face să discern valorile și prin baza aceasta să pot să mă stăpânesc pe mine însu. Întotdeauna când mă apropiu de Sfintele Scripturi și de oamenii lui Dumnezeu și mă las, cum am zis, fascinat de împărăția lui Dumnezeu care va veni, îmi este așa de ușor să trec peste dorințele și poftele mele, peste ispitele cu care mă atrage diavolul. Dar de fiecare când mă răcesc și mă depărtez de cartea aceasta sfântă și de promisiunea lui Dumnezeu, devin o victimă așa de ușoară încât eu mă mir pe mine însumi. Cum am căzut așa de ușor? Cum de-am cedat așa de ușor în fața ispitei? Și al treilea lucru, Efeseni capitolul 5. Îți trei pentru că te avem timp, dar zicea
cineva că cel mai bun profesor e acela care predă cel mai puțin și sugerează cel mai mult sau îi provoacă cel mai mult la studiu. Eu doar vreau să vă arăt din comorile acestea ale Sfintelor Scripturi că sunt aici. Comori, avem nestemate, avem aur curat aici în Sfintele Scripturi și bine ar face dacă v-ați pune să citiți. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, zicea Pavel, care pot să-ți dea mântuirea. Înțelepciunea care duce la mântuire. Efeseni 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este de străbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Adică, zice Pavel, sunt două stări totalmente opuse. Poți să te îmbeți, să fii plin de vin, ceea ce te va duce la pierderea autocontrolului, a stăpânii de tine, ochii ți se vor uita pe unde vor, inima îți va vorbi prostii, o să fii ca o corabie purtată de valuri. Sau cealaltă opțiune este să fii plin de Duhul Sfânt. Și plinătatea Duhului se vede în roadele sale, care printre altele este și înfrânarea poftelor. Numai că această roadă a Duhului, această plinătate a Duhului Sfânt poate să aibă loc numai peste un om care mai întâi s-a golit. Oricât de mari ne-am crede, avem o capacitate limitată. Nu poți să pui într-o cană, de cât de mare ar fi, nu poți să pui un râu întreg, o fântână întreagă. Are niște limite. Ei, dacă acele limite, dacă și acea capacitate cât este, o umplem cu tot felul de lucruri, unde mai să mai aibă loc Duhul Sfânt? Doamne, de ce nu umpli cu Duhul Sfânt? Eu am vrut să te umplu. Dar golește-te. Leapă-te de tine însuți. Ce spune Iov la un moment dat, mi-e scârbă de mine însuți. Ați trecut prin această experiență. Eu nu cred în umplere cu Duhul Sfânt până când omul nu ajunge la scârba de sine. La lepădarea de sine însuși. Până când nu ajungi convins că ești o ființă de lepădat. Sunt ca o stârpitură, zice Apostolul Pavel, ca unei stârpituri, adică ceva respingător și grețos. Mi s-a arătat și Dumnezeu mie. Mi s-a arătat Dumnezeu și mie. Când ajungi la convingerea că nimic bun nu locuiește în tine, când ești dezamăgit de tine însuți, când te arunci pe tine și nu te mai preferi pe tine, atunci doar poate Duhul Sfânt să te umple și să aibă loc Duhul Sfânt în viața ta și umplându-te să te poți controla, să te poți stăpâni. Mai vreau să mai vă spun un punct, un lucru, o concluzie mai degrabă. Vreau să știți că, deși poate avem valori mari, poate învățăm bine Sfintele Scripturi, stăruim după Duhul Sfânt și totuși se poate să fie unii care nu se pot înfrâna. Da. Și atunci, uitați ce zice Apostolul Pavel, de exemplu, în 1 Corinteni, în capitolul 7. Există și lucruri practice care trebuie făcute. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, dacă cineva nu se poate înfrâna, să postească, să stăruiască după Duhul Sfânt, să citească Sfintele Scripturi, să-și reevalueze sistemul de valori. Nu! Să se căsătorească. Vi se pare, văd că zâmbiți, vi se pare ridicol. Să știți că pentru un bărbat care a cunoscut o femeie, e mult mai greu să se înfrâneze decât pentru un tânăr. Am fost de câteva ori aici în Irlanda și am suferit această despărțire de nevastă. Dar în momentul în care am simțit că lucrurile deja alunecă, am plecat acasă. Chiar dacă aveam de lucru, chiar dacă am pierdut câteva mii de euro, că dacă mai rămâneam aici, mai câștigam bani. Dragii mei tineri, mântuirea voastră valorează mai mult decât orice v-ar oferi pământul acesta. Dacă cineva nu se poate stăpâni, să se căsătorească. Dar cum, că nu am numai 18 ani, n-am bani, de unde să... Biblia spune căsătorește-te. Avem un băiat
care este mai sensibil la capitolul fetei. E mică, cât are, 5-6 ani. Dar știi ce am vorbit cu soția? Ăsta când ajunge la 18 ani să trăie căsătorit. Aveam 24 de ani și m-am hotărât să mă căsătoresc. Mi spune că îmi trebuie stai, că îmi trebuie casă, îmi trebuie mașină, îmi trebuie nu știu ce. Asta vi le spune diavolul și lumea. Aveam 24 de ani și m-am hotărât să mă căsătoresc. Lucram pentru un salar de 100 de euro pe lună, nu pe zi, cum lucrați voi aici. 100 de euro pe lună. Reușeam să-mi cumpăr și eu niște haine, că dacă mergi în fața elevilor să nu arați ridicol. Reușeam să-mi cumpăr niște cărți, că eram ca întotdeauna pasionat de cărți. Și aveam vreo 50 de lei. Ăsta era bugetul meu, care mai am răsit, economia mea de până atunci. Și am hotărât să mă căsătoresc și am spus nevestii mei, peste 2 luni de zile facem nunta. Și credeți că am dus lipsă vreodată de ceva? Niciodată nu m-am culcat flământ pentru că n-am avut de mâncare. Poate pentru că am postit, dar nu pentru că n-am avut de mâncare. Mi-a zis cineva, bine frate, dar ai adunat ceva în cursul vieții? Da, am 4 copii. Și? Dar bani, frate. Tu știi câte mii de euro am consumat până acum ca să-i aduc? Numai nașterea lor la fiecare m-a costat cam 1000 de euro. Că vorba unui frate, eu mi-am cumpărat copiii de la Dumnezeu, nu i-am primit, i-am cumpărat. Ca să fie o mărturie pentru cei care pot să-i primească și nu vor să-i primească. Apoi, câte pampersuri, câți bani pe medicamente, prin spitale, pe haine, pe drumuri. Ne-a dorit Dumnezeu și o mașină, avem în posesie un apartament care încă nu este utilizabil. Așa. Ne-a purtat Dumnezeu de grijă în toate domeniile și dacă va mai ține lumea, la un moment dat țin minte că la începutul acestui an tot mă frământam, Doamne, va fi război, știți că au fost foarte multe lucrări în țară cu Ucraina, cu Rusia, cu războaie. Și la un moment dat am stat sincer înainte și am zis, Doamne, totuși eu trebuie să fac o decizie să plec, visam să plec în Canada. Și am stat înainte și am zis, Doamne, ce vrei să fac? Și după câteva momente de rugăciune am deschis Biblia la întâmplare și mi s-a deschis în Isaia cuvintele în Ieremia, unde Dumnezeu zice lui Baruc, că despre tine, Baruc, cu tine fac un legământ, îți voi da ca pradă de război viața ta oriunde vei merge. Adică, orică pleci, orică rămâi, fii liniștit. Am făcut un contract cu tine, îți dau viață. Nu vă fie frică de căsătorie, să vă fie frică de păcat. Dacă cineva descoperă că este incapabil să se stăpânească decât să ardă, deci Apostolul Pavel să se căsătorească cu toate greutățile și necazurile care urmează, dar să câștigi sufletul și mântuirea. Că asta sunt mai valoroase decât toate. Cum zicea Pavel, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gol, nu mai mă interesează celelalte, mă interesează să îl apuc pe Hristos. Și aici puteți să adăugați capitolul alimentație. Nu vă puteți stăpâni, renunțați la ciocolată, renunțați la carne și la alte alimente care prin conținutul lor provoacă, dar nu este... Zice Biblia că dacă bei vin, inima îți vorbește prostii. La fel pot să spun că dacă mâncați multă ciocolată, altfel funcționează organismul. Și așa mai departe. Nu sunt lucruri, chiar dacă poate vă face să zâmbiți, dar sunt măsuri pe care trebuie să le luăm ca să putem să ajungem să ne stăpânim pe noi însuși, zice Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat, să nu creadă cineva că este preferat înainte lui Dumnezeu. Pavel a zis, eu pot să mă lepe de Dumnezeu. Cât ai fost de Pavel? Ai călcat legea? Afară. Moise, Doamne, dar ce am făcut eu pentru poporul acesta? Nu mai vorbim, gata. Ai călcat legea? Nu intri în Țara Sfântă. Adică Dumnezeul nostru care este îngăduitor și iertător este și un Dumnezeu categoric. Evrei, capitolul 2, versetul 2. Dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit,
Adică nu l-a mai clătinat nimeni. Cu cât mai aspre pedeapsă, credeți că vom lua noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care n-a fost vestită de îngeri, ci de Domnul, cel care vorbește din ceruri. Am ajuns la finalul acestei slujbe, dar vreau să știți că sunt lucruri care trebuie să le facem pentru ca să putem să ne stăpânim pe noi înșine și astfel să ajungem o comoară în mâna Domnului. Amin.